casă cea. Nici lumină, nici viață nu era. Peste suflet ura biruia, întunericul stăpânea. Dar pe cer o stea deodată apare, pentru orice suflet în scăpare, prevestind întregii lumi iertare. Cei pierduți găsesc eliberare, e Iisus. Ce viața a adus, nu există cruce fără iesle, că și omul Hristos a avut început, îmbrăcând umana mea natură, desprăcându-și slava de fiu nefăcut. Dar Hristos a venit nu pentru iesle, și nici laude sau daruri El nu a dorit, ci-și făcu un tron din asa cruce, ca de cui e slujit eu să fiu mântuit. Pentru orice suflet ce nu moare, în Hristos există a salvare, căci din El se varsă împăcare. Pentru veci primim glorificare, e Iisus. Ce viața a adus, nu există cruce fără iesle, că și omul Hristos a avut început, îmbrăcând umana mea natură, ca de cui e slujit eu să fiu mântuit. Căci Hristos a venit nu pentru iesle, și nici laude sau daruri El nu a dorit, ci-și făcu un tron din rasa cruce, ca de cui e slujit eu să fiu mântuit. Căci un rege nu prunc a venit să ne salveze, așezat fiind de tot pe cruce, nu în iesle, aur, smirnă, tămâie, n-a vrut nimeni să-i ofere, ci bătăi. Și prin jertfa de atunci astăzi dă eliberare, iar prin rănile Lui iertare, vindecare. Căci un rege nu prunc a venit să ne găsească ce-a pierdut. Căci un rege nu prunc a venit să ne salveze, așezat fiind de toți pe cruce, nu în iesle, aur, smirnă, tămâie, n-a vrut nimeni să-i ofere, ci bătăi. Și prin jertfa de atunci astăzi dă eliberare, iar prin rănile Lui iertare, vindecare. Căci un rege nu prunc a venit să găsească ce-a pierdut. Nu există cruce fără iesle, că și omul Hristos a avut început, îmbrăcând umana mea natură, desprăcându-și slava de fiu nefăcut. Dar Hristos a venit nu pentru iesle, și nici laude sau daruri El nu a dorit, ci-și făcu un tron din asa cruce, ca de cui e slujit eu să fiu mântuit.